Legănat ușor într-un balansoar pentru nou născuț, Oliver doarme. La doar 3 luni visează că zâna cea bună îi va aduce un dar de preț, cel mai de preț, lumina ochilor. Oliver s-a născut prematur în noiembrie 2016 și trăiește în comuna Câmpul Lung la Tisa. La 2 luni de la naștere a fost diagnosticat cu retinopatie de prematuritate, o boală gravă a ochiului, care dacă nu este tratată de urgență, poate duce la orbire. De la aflarea veștii, în urma unui control efectuat în urmă cu o lună, părinții lui nu și-au mai găsit liniștea. Păi am aflat în 22 februarie, în Baia Mare, teribilă veste. Nu ne-a venit să credem, am făcut pașaportul de urgență și am plecat în Budapesta. Ce s-a întâmplat acolo? Acolo am fost la 2 ospitale, același lucru ne-a zis. Pe ochișorul stâng, dezlipire de retină totală, pe ochiul drept, dezlipire de retină parțial, stadiu 5 și 4B. A zis că nu se poate face nimic. Am venit înapoi, ne-am dus și la Cluj, Napoca, unde același lucru mi s-a spus. A zis că la noi, în Europa, nu se poate face nimic. Doar în America se poate opera. Da? Așa copil mic. Oliver a fost diagnosticat cu o boală rară și foarte gravă, și anume dezlipire de retină. Afecțiunea îl poate costa vederea dacă acesta nu va efectua de urgență o intervenție chirurgicală care poate reda șansa să vadă lumina zilei. Singura lui șansă este o intervenție chirurgicală la un centru medical din Statele Unite. Băiețelul este programat să plece în America, spre Michigan, în 21 aprilie, iar costul intervenției depășește suma de $30.000. La Cluj am o doctoriță. Ea a făcut acolo practică, în Detroit, a zis că sunt medici foarte buni, o mama mai a operat copil așa mic și încearcă să obțină. Ni s-a făcut milă de noi, de copil, de Oliver, a plâns, a zis că face tot posibilul pentru noi să obțină programarea. A vorbit, după aia m-a sunat și mi-a zis că a obținut programarea. Suntem programați pe 21 aprilie. Dosarul medical este pregătit, familia lui Oliver încearcă în aceste zile să obțină și viză pentru America. Peste $30.000 este prețul pe care trebuie să-l plătească familia lui Oliver pentru a-i da șansa băiețelului de a se bucura de lumina zilei. Dezlipirea de retină este o afecțiune gravă care reprezintă o urgență oftalmologică. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră să interveniți și cu tot ceea ce puteți dumneavoastră să dați pentru acest copilaș minunat, care și el merită la șansa de a vedea măcar un pic de lumină, un pic de umbră și de contur în viața lui, să nu fie toată viața într-o beznă totală. El s-a născut cu ochi buni, dar pe parcurs s-a dezvoltat această complicație din cauza faptului că nu s-a născut la termen. Oliver are 3 luni. A fost diagnosticat la vârsta de 2 luni cu dezlipire de retină. A fost văzut de mine la Cluj, de o întreagă echipă acolo la Cluj. A fost văzut și la Budapesta. Diagnosticul este același și la Cluj și la Budapesta. Retina este componenta cea mai importantă a ochiului. Fără o retină compactă, complet dezvoltată, ochiul se poate degrada. La un bebeluș prematur, retina nu este complet dezvoltată. Retina începe să involueze, nu mai este vascularizată și ea moare treptat-treptat. Sunt diferite etape și faze și faza finală este dezlipirea de retină, pe care a dezvoltat-o din nefericire acest copilaș minunat. Oliver este programat pentru data de 21 aprilie să intre în sala de operație. Părinții ar face orice să-l știe sănătos. Ne spuneați că acest copilaș are ocazia să are șansa să vadă din nou. Cât de repede trebuie să se intervină în acest caz? El în acest moment este programat deja de cei din America. Știu despre cazul lui, a fost informat de cei de la Cluj. Pe data de 21 aprilie, el trebuie să fie deja acolo și să intre în sala de operații. Noi sperăm deja până la jumătatea lunii aprilie să fie deja strânși bănuții și toate pregătite ca să meargă părinții în liniște cu el și să poată să se intervină cât mai repede. Doar America este singurul loc unde se poate oferi această mică speranță pentru părinți. Posibilitățile sunt nemăsurate. Minuni se pot întâmpla, medicina este limitată, ca întotdeauna, dar cel de sus va hotărâ în dreptul lui Oliver. Cazurile de genul copilașului Oliver sunt foarte rare. Medicii care l-au văzut la Cluj, care lucrează în acest domeniu de 15-20 de ani, foarte rar văd așa ceva. Cât de greu este să se ajungă în America? Spuneți că acolo este singurul loc unde se poate interveni chirurgical. Trebuie obținute vize, trebuie trimise actele medicale la medicii care operează așa ceva. Din fericire am reușit, din cauza celor de la Cluj care se ocupă cu așa ceva, am reușit să
facem rost repede să fie programați și operați cât mai repede. Se ajunge în America, efortul financiar este cel mai mare din toată această problemă. Se obțin și vizele, dar partea financiară întotdeauna este un impediment, de aceea apelăm la bunătatea celor care vor să ajute un copilaș să aibă și el o șansă să vadă ceva pentru cât va trăi de acum încolo. TV Sighet a mediatizat acest caz săptămâna trecută. În urma difuzării materialului, familia lui Oliver a primit numeroase apeluri și mesaje de solidaritate. În urma reportajului difuzat de TV Sighet, au fost reacții? Ai primit vreun telefon, vreun mesaj din partea celor care vor să vină în ajutorul vostru? Da, am fost foarte surprinsă, foarte multă lume m-a sunat, mi-a scris pe Facebook și cunoscuți și necunoscuți, foarte mulți, nu mi-am venit să cred, deci foarte mulți, le mulțumesc foarte frumos din suflet, le mulțumesc tuturor. Cazul lui Oliver este un caz medical foarte rar. Până la operația din 21 aprilie, părinții speră să facă rost de suma necesară pentru a-și ajuta copilul să se bucure de vedere. În susținerea financiară a acestui caz s-a implicat și Asociația Lumină pentru Ochii Tăi din Baia Mare, asociație prin care societățile comerciale sau firmele din orice sector de activitate dornice de a se alătura acestui caz umanitar pot face donații care pot fi deduse din impozitul plătit la stat. Asociația Lumină pentru Ochii Tăi a deschis conturi în lei și în euro, conturi ale căror numere le puteți regăsi și pe site-ul de știri maramedia.ro pentru ajutorarea lui Oliver. De asemenea, alte persoane care doresc să facă o donație pentru a sprijini acest caz au la dispoziție conturile deschise de părinții lui Oliver și aceste numere de conturi le puteți găsi și pe site-ul de știri maramedia.ro.